Să vă atrag atenția în seara aceasta asupra unui singur verset din Evanghelistul Luca, capitolul 2, versetul 7. Și-a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Evanghelistul Luca promite prealesului Teofil, căruia îi dedică de fapt această scrisoare, această operă de artă, dacă vreți, operă literară, Evanghelia după Luca, să cerceteze cu deamănuntul tot ce s-a întâmplat și să scrie într-un mod foarte pertinent cursul evenimentelor, așa cum s-au derulat ele, pentru ca acest preales Teofil, nu, să știe exact cum s-au întâmplat lucrurile și spune el, ca să poți cunoaște astfel temeinicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. Se pare că acest preales Teofil, un roman, probabil undeva din scara socială, i-a cerut doctorului Luca să facă o cercetare a evenimentelor și să scrie un raport în așa fel încât credința pe care el a primit-o prin auz, prin viu grai de la cei care au trăit evenimentele, să-și aibă acum temeiul scris, să aibă baza scrisă, să știe și să poată citi cursul evenimentelor care s-au întâmplat. Deci doctorul Luca nu este un martor ocular, să zicem așa, al evenimentelor, ci este un cercetător istoric. Încă trăiesc pe vremea lui Luca toți cei care au fost la evenimentele din jurul vieții Mântuitorului. Luca stă de vorbă cu fiecare dintre ei și adună date și Evanghelia după Luca este una dintre evangheliile care sunt scrise, dacă vreți, de un om competent, de un om de știință, de un literat, de un cercetător serios al istoriei. Și în Evanghelia lui, Luca dedică un spațiu destul de amplu nașterii Mântuitorului. Versetul pe care l-am citat din capitolul 2, versetul 7, spune că în casa de poposire sau în han, la hotelul unde vor să ajungă Maria și Iosif, nu este loc pentru ei. Ce s-a întâmplat, spune Luca, în vremea lui Cezar August, s-a dat un decret să se înscrie toată lumea, să aibă loc un recensământ al populației. Probabil cezarul de la Roma voia să mărească taxele și voia să știe adresa fiecăruia, să știe totul despre toată lumea, ca să poată mări taxele și să ridice taxele cetățenilor Imperiului. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată când era guvernator în Siria Quirinius, spune versetul numărul 2. Toți sunt obligați să se ducă să se înscrie în cetatea în care s-au născut. Pe vremea aceea nu venea recensământul la poartă, nu? Bătea la ușă și cine locuiește în casa asta. Trebuia să te duci în orașul în care te-ai născut, era probabil un birou de recensământ, trebuia să te prezinți și să declari familia de unde vii, de care aparții, să-ți declari veniturile, meseria și așa mai departe, întrebările la care trebuia să răspunzi în interesul cezarului. Maria și Iosif sunt obligați să călătorească în Betleem, cetatea lui David, pentru că erau din seminția lui David amândoi și trebuie să se înscrie în cetatea Betleemului. Maria era însărcinată, este în ultima lună. Călătoria cred că a fost foarte grea. Și acolo s-a împlinit vremea, spune versetul numărul 6, când trebuia să nască Maria. Versetul numărul 7 spune acest adevăr atât de dureros: pruncul întâi născut al Mariei este născut și culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire, în han, la hotel, nu era loc pentru ei.
În această seară, întrebarea care este și titlul predicii mele este aceasta: mai ai un loc și pentru Iisus în viața ta? Este loc în viața noastră pentru Domnul Iisus? E adevărat că Maria și Iosif sosesc neanunțați la hanul acela. Personajul acestui han este un tip foarte discutat, nu? Interpretat în toate felurile. În mod sigur este un om foarte ocupat în zilele acelea, este absolut inconștient de marele evenimente care se vor petrece în propria lui casă, dar omul acesta este judecat de la o extremă la alta. În primul rând, condamnat pentru lipsa lui de sensibilitate. Le-a trântit ușa nas, i-a respins. Pe partea cealaltă, sunt oameni care acordă cu multă generozitate mărinimie. A fost totuși un om de treabă, dacă nu era loc nicăieri, le-a găsit totuși un loc, le-a facilitat într-un grajd, măcar un loc unde se nască Maria. Indiferent care este adevărul despre omul acesta, despre Hangiu, lucrul acesta nu este așa de important. Pentru că întrebarea mea în această seară vizează alt han, vizează alt loc în care ar trebui să se nască Hristos, inima mea și inima ta. Mai avem oare loc în inima noastră pentru El, la sărbătoarea aceasta de Crăciun? E adevărat că hangiul are multe motive pentru care nu are loc pentru Iisus. Obiective, nu? Iosif și Maria probabil au sosit târziu. Dacă ar fi venit mai devreme, nu? First come, first served. Cine a venit prima dată, este servit prima dată. Vii la urmă, nu mai este loc, nu-i așa? Ca și frații aseară care au fost ultima masă la servit, nu? Au servit și a mai rămas. Asta norocul lor, că a mai rămas ceva. Că putea să nu mai rămână nimic, nu-i așa? Dacă vii ultimul, nu mai este loc, de foarte multe ori. Totul este ocupat, toate camerele sunt ocupate. Nu se făceau rezervații pe vremea aceea, nu? Dai un telefon, scrii un e-mail, intri pe website, îți faci rezervație, dai un credit card, primești un număr, te duci, te cunoaște. Nu exista un asemenea sistem. Bietul om nu cunoaște importanța persoanelor care bat la ușă, nu? Că dacă ar fi știut cine este Iosif și Maria, probabil că ar fi făcut ceva aranjamente, cine știe. Cred că fiecare dintre noi, dacă am fi știut că Iosif și Maria, nu? Mama Domnului Hristos se va naște, păi cred că am fi dormit noi în grajd și am fi lăsat pe el, nu-i așa? I-am fi lăsat în casa noastră. Dar omul, bietul om, nu știe cu cine are de face. În mod precis, în asemenea zile aglomerate cu atâția clienți, nu? Toată lumea circulă, e agitație mare în întregul imperiu, prioritatea o au cei care plătesc mai mult, nu-i așa? Dai un ban, stai mai în față. Ai o cameră, chiar dacă nu există cameră. Iosif și Maria sunt oameni săraci, n-au de unde plăti. Nu vin cu un alai mare la evenimentul ăsta. Vin cu măgărușul de acasă, nu? Și când vezi că în fața hotelului trage un Chevy din ăla bătut de soartă, arată ca o varză, ruginit, nu? Nu-ți vine să găsești un loc special pentru el. Ei, dacă vine o limuzină, nu? Altfel sau lucrurile. E adevărat că hanul ăsta, hangiul ăsta are motive foarte justificate, să zicem așa, să nu fi găsit un loc pentru Iosif și Maria. Dacă ar fi știut însă cine este la poartă, s-ar fi făcut altfel aranjamentele. Să fi suferit omul acesta așa cum suferim și noi de o lipsă de sensibilitate la istorie, ca și oamenii aceia de pe ecran, nu știm despre ce este vorba,
Să suferim și la Crăciunul ăsta, cum am suferit la celelalte Crăciunuri, de lipsă de sensibilitate la istorie, nu știm despre ce este vorba. Am crezut că este vorba numai de sărbătoare. Pom, Moș Crăciun, cadouri, porc tăiat, nu? Mi-aduc aminte, veneam de la școală în ultima zi de Crăciun. De fapt, și la Crăciun mergeam la școală, că la noi nu se respecta. Era vai și amar dacă nu mergeam la școală de Crăciun. La Paște mergeam că era duminica, dar de Crăciun să nimerea să fie marți sau miercuri, ca acum, nu? Veneam pe ulița satului de la școală și mirosea a untură proaspătă de porc tăiat de curând, nu? A cozonaci care se coceau. În aerul acela rece ne umpleam plămânii de mirosurile astea nemaipomenite după ce eram saturați de mirosurile de motorină cu care se ungeau dușumelele de la școală. Totul era ok iarna. Vara, când umblam de sculți, veneam negri pe picioare acasă, unși bine cu motorina de pe pardoseale școlii. Dar când veneam pe ulița satului, mirosea bine. Și ni se părea că Crăciunul este despre porc, nu? Despre cârnați, cardaboș, mirosea untură. De acolo să ni se tragă oare această insensibilitate la istoria adevărată, din datinile astea străbune, nu știu de unde. Dar parcă și la Crăciunul acesta unii dintre noi avem această lipsă de sensibilitate la evenimentul istoric. Un alt lucru care vreau să-l spun aici este că niciodată nu vom ști când Dumnezeu bate la ușa noastră. Niciodată nu vom ști când Dumnezeu bate la ușa noastră. De aceea ar trebui să fim foarte atenți, foarte sensibili. Ar trebui să ne cultivăm o sensibilitate la prezența lui Dumnezeu între noi. Să știm când Dumnezeu ne bate la ușă. Să știm când vin îngerii. Eram la Chicago și copiii erau neînsurați, mai ascultau de părinți. Și într-o iarnă de Crăciun am compus o piesă de teatru de Crăciun. Am muncit toți la ea, am fost scriitorul și nevastă mea regizorul, copiii erau actorii. Și scena aceasta de Crăciun era foarte, foarte simplă. Câțiva băieți erau ciobani care dormeau în jurul turmei lor. Nu? Cu un proiector mare am reușit să proiectăm pe toți pereții de la biserică oi. O turmă mare de oi, peste tot erau oi. Întuneric și numai oi pe toți pereții bisericii. Pe scenă un foc și ciobanii dorm în jurul focului. De la balconul unde era orga, apare un înger, un sunet foarte puternic de trompete, o lumină strălucitoare, un aleluia de Handel, nu? Și îngerul încearcă să comunice cu ciobanii. Și fiecare cioban reprezenta, de fapt, un tip de persoană de astăzi. Era un prim cioban care este foarte comod, deranjat că îngerul ăsta vine la asemenea oră. Și spune îngerul, tu nu poți să vii normal, așa că toți oamenii ziua. Acum avem și noi ora de dormit, nu? Toată ziua suntem după oi, tu vii noaptea, domnule, când toată lumea doarme. Faci o alarmă nemaipomenită. Șara, stai cu minte și nu fă alarmă mare. Apropo, zice că păstorul a văzut pe cineva care doarme în timpul predicii și la sfârșit i-a spus, măi, frate Ioane, cum poți dumneavoastră să dormi în timpul predicii mele? Și Ioan zice, rău, frate, foarte rău, dorm, obișnuiești să strigi cam tare, că dacă vorbim mai încet, aș putea dormi mai bine. Sunt oameni din ăștia care sunt foarte deranjați că Dumnezeu le bate la ușă la vreme nepotrivită, domnule, nu? Să vină și ăsta când e de ora
de lucru, orele de serviciu, nu? Vine după orele de serviciu, vine când tu te odihnești, vine întotdeauna când ai timpul tău, nu? Și ăsta era primul înger, primul cioban care l-a respins pe înger că îl deranjează în orele lui de somn. Nimerește pe urmă al doilea cioban care este interesat de faimă și de gloria acestei lumi. Tu ești un înger adevărat, putem să ne facem o poză împreună? Zice, îmi dai exclusivitate despre evenimentul ăsta să povestesc, să scriu pe bloguri, pe... Este un alt cioban care prinde ocazia acum, are de-a face cu un înger, zice, tu ești un adevărat înger, da, faci minuni, îngerii fac minuni, sigur că da. N-ai putea să faci ca oile noastre să facă câte 10.000 odată? Nu, nu numai unul, 10 odată. Am putea face o avere formidabilă. Un altul care prinde ocazia, dacă tot un înger a venit și e pe aproape, nu? Spune, domne, nu vrei să vii cu mine? Eu sunt în campanie electorală, vreau să ajung primarul Betleemului. Nu? Este interesat de politică. Îngerul este absolut disperat când găsește asemenea apucături. De-abia unul singur zice, chiar s-a născut, vreau să merg și eu să-l văd. Mă rog, parodia noastră vorbea despre lumea noastră de astăzi, care este insensibilă la prezența lui Dumnezeu. Suntem interesați în complet alte lucruri decât alea care trebuie. Și de Crăciun este tot la fel. Suntem interesați de faimă, de bogăție, de bani, de cadouri, de comoditate, de putere, de orice altceva în afară de a ne duce să ne închinăm înaintea copilului care ne s-a dat. Nu mai avem această capacitate să vedem neobișnuitul în obișnuitul zilei. De dimineață până seara tot au venit călători, i-a repartizat, le-a dat câte o cameră, unul a vrut apă, unul a vrut de mâncare, cine știe, un pat în plus, you never know. Și într-o zi, într-o oră din ziua aceea, a venit o familie tânără, ea gata să nască, și s-a părut că este ceva din obișnuitul zilei. O altă persoană, o altă familie, un alt lucru obișnuit. Știți că Dumnezeu vine la noi, El neobișnuitul, în obișnuitul zilei, în lucrurile banale care se desfășoară în fiecare zi? Mai avem oare sensibilitatea să-i cunoaștem prezența? Știm oare că Dumnezeu ne bate la ușă? Suntem gata să primim cu bucurie miracolul Crăciunului când sunt așa multe lucruri care ne distrag atenția? Asta este întrebarea mea. Mai avem loc oare pentru Domnul Iisus? Știți că viața noastră a fiecăruia este ca o zi aglomerată din Betleem. Asta este viața noastră. Zeci de oportunități ne bat la ușă. Cui deschidem? Pe cine primim? Știți că fiecare dintre noi avem un număr limitat de camere? Știți că hotelul nostru este cam mic? Știți că inima noastră fiecăruia are un număr limitat de locuri? Unii spun că sunt în medie cam 12 oameni în viața noastră, la mormântarea cărora am plânge. De la 12 încolo nu mai plângem. Știți că sunt în medie în jur de 120-150 de oameni pe care îi știm după nume și cu care am stat de vorbă și întrebăm ce mai faci, cum mă duci? Avem o inimă mică. Nu cap prea mulți în ea. Avem camere limitate, știți asta? Hanul inimii noastre este destul de limitat, suntem limitați în timp, suntem limitați în energie. Nu putem să le facem pe toate, nu putem primi pe toată lumea, nu putem deschide la toată lumea. Și vai, deschidem la cine nu trebuie, nu-i așa? Haideți să vă spun câțiva musafiri la care le-am deschis deja ușa
cel mai mulți dintre noi. Prima dată este Mr. Job, așa-l cheamă, Mr. Job. La ăsta îi deschidem ușa și dăm camera aia mare, nu? Dacă te duci în Europa și ești familie, primești o cameră matrimonială. Matrimonială, cameră matrimonială. Asta înseamnă pentru familie. Dăm camera matrimonială la Mr. Boss, nu? Mr. Job. Și pentru cei mai mulți dintre noi, domnul ăsta slujbă ocupă locurile cele mai importante din viața noastră. De dimineață până seara, el are toate prioritățile, nu? Nu e rău, ne plătește. Apoi urmează domnișoara distracție. Și pentru asta găsim o cameră specială, nu? Entertainment lady, Hollywood, TV, filme și alte distracții. Știți bine despre ce este vorba, nu? Domnișoara asta ne invite la ski și uneori chiar în ziua de Crăciun. Și suntem la Flagstaff. Oh, dăm vina, sigur, copiii, zăpadă, noi nu vedem zăpadă. Mă, nu este rău, dar uneori este în loc de Hristos. Și asta este rău. Deschidem ușa pentru domnișoara distracție. Și pentru asta se pare că avem timp întotdeauna, nu-i așa? Suntem ocupați. Și uneori suntem ocupați cu domnișoara distracție. Apoi îl avem pe doctorul relaxare, nu? Trebuie să ne relaxăm. Oh, relaxare nu e distracție, frate. Trebuie să te odihnești, nu? Pe șantier aveam o vorbă care spuneam muncitorilor de multe ori, vorbeam cu ei, mă întrebau cum am dormit azi noapte, dimineața, nu? Și le spuneam că dorm bine. Un om deștept, le spuneam, întotdeauna doarme într-un ceas cât un prost în patru. Trebuie să dormi deștept, nu? Săracul de mine, cred că sunt tot mai deștept, că mai nu dorm noaptea deloc în ultima vreme. Serios vorbesc, cred că s-a întâmplat ceva formidabil în România ultima vreme. Cred că am început să mă gândesc că e un semn de la Domnul că trebuie să mă întorc înapoi. Am rămas cu ceasul acolo. Am rămas cu ceasul în România. Așa pe la 9-10 mă apuc cu un somn, dacă s-o dor la predica asta, să știți de unde se trage. Și apoi dimineața, așa pe la 3, sunt liber, sunt clar și limpede ca o zană aia frumoasă, limpede ca cristalul. Nu? Cred, am rămas cu ceasul în România. Mi s-a blocat ceasul în România, domnule, ceasul ăla în interior. O fi rugenit ceva, arcuri, mâncat ce nu trebuie pe acolo. Doctorul relaxare, fratele plăcere senzuală, prietenul meu, lenea, nu-i așa? Deschidem fratelui și sora, nu-mi place, nu ne place asta, nu ne place aia la altă. Știți că majoritatea oamenilor se conduc după ce le place și ce nu le place? După asta se conduc. Cumpără mașina aia că le place, nu o cumpără pe aia că nu le place, se duc la biserica aia că nu le place, sau că le place. Se conduc după ce le place și ce nu le place. Și la asta deschidem ușa, avem o cameră specială pentru fratele și sora, nu-mi place. Nu-mi place muzica, nu-mi place predica, nu-mi place aia, nu-mi place aia la altă. Ea încearcă să spui lui nevastă ta că nu-ți place ciorba care a făcut-o. O să mănânci la fratele McDonald's după aia. Așa. Deschidem ușa la toți prietenii ăștia și avem câte o cameră pentru fiecare. Avem pentru cameră pentru fiecare. Și camerele sunt puține, sunt limitate. Și când bate Dumnezeu la ușa noastră, nu că suntem răi, nu. Dar e ocupat, nu? Bate Dumnezeu la ușa noastră și cere un loc de găzduire.
Și începe să ne facem socotelele. Păi pe boss nu putem să-l scoatem afară, că ne dă el afară. Pe aia nu putem renunța la aia, la aia, la alta, la aia, la alta. Și în final nu mai rămâne nimic. Pentru Domnul nu mai rămâne nimic. Dacă nu mă credeți, faceți socoterile la banii de luna trecută, cum i-ați cheltuit. Să vedeți că ați avut bani pentru toate. S-a nimerit, ați muncit, ați făcut ce a fost pentru toate. Dar pentru Domnul a mai fost ceva, a mai rămas ceva pentru El? Gândiți-vă la timpul care l-ați folosit luna trecută, să vedeți unde s-a dus. S-a dus la Mr. Job, s-a dus la domnișoara distracție, la doctorul relaxare, la fratele plăcere senzuală, la prietenul lene, sora nu-mi place. Am repartizat timpul tuturor musafirilor pe care am găzduit. Și pentru Domnul n-a mai rămas, pentru rugăciune foarte puțin, vreo câteva minute. Doamne ajută-ne, ferește-ne de accidente și ai grijă de casă. Amin. Nu? Gândiți-vă la... Știți că timpul și banii vorbesc despre inima noastră? Unde este ea? Foarte clar. Crăciunul bate la ușă din nou. Este agitație mare de sărbători, vânzole, alămare, toate magazinele, aveți grijă cum conduceți, cele mai multe accidente sunt acum, oamenii se grăbesc. Inimile devin tot mai ocupate, mintea tot mai preocupată. Mai este oare loc pentru Hristos în Crăciunul ăsta? Mai este oare loc pentru Hristos în Crăciunul ăsta în inima mea? Inima mea, cu puține camere, pe care le-am repartizat de-a lungul anilor, cu generozitate, am dat uneori pe gratis, le-am dat uneori fără să gândesc. Mai este oare loc în inima mea pentru Hristos la Crăciunul ăsta? Asta este întrebarea cu care vreau să închei în această seară. Haideți să medităm la ea într-o rugăciune finală în care să ne rugăm Domnului să ne dea înțelepciune, să-i facem loc și lui în sărbătoarea nașterii sale. Haideți să ne ridicăm cu toții rugăciune și să ne rugăm Domnului. Doamne, am vrea să ai loc în inima noastră la această sărbătoare.